Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat în cadrul videoconferinței de joi, organizată cu prefecții, suprefecții și șefii structurilor Ministerului de Interne pentru pregătirea alegerilor prezidențiale, că acest minister va fi depolitizat. Acesta a transmis tuturor angajaților din aceste structuri să se considere dezlegați de orice promisiune sau orice obligație față de politicienii sau partidele care i-au susținut sau promovat în unele funcții de răspundere. Vă garantez că acest minister va fi depolitizat. Cei care sunteți acum în direct cu mine, din județe, din aparatul central, considerați că acum, înainte de alegerile care au loc peste câteva zile, că sunteți dezlegați de orice promisiune, orice obligație, orice îndatorire de vreo față de politicieni, față de partide, față de cunoștințe care v-au susținut sau v-au promovat numele funcții de răspundere de la nivel județean. Sunteți în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, sunteți oameni de carieră, comandanții dumneavoastră sunt aici cu mine la această masă, vă subordonați direct lor și mine aveți un aliat. Vin de la țară, dintr-un județ din România și fac politică de 30 de ani, ca primar sau ca prefect. Am cunoscut situații, chiar le-am reclamat, în care anumiți polițiști nu au fost chiar corecți. El era jenă de domnul deputat, de domnul senator, de domnul primar, mai închideau ochii la secția de votare când intră, cum cine intră, iasă un alt alegător, chiar prin cabinele de vot. Sunteți Poliția Națională. Vă dezleg de orice obligație. Respectăm împreună legea. Și așa va fi. Orice amenințare, influență, orice, apropo, aluzie care vă pune în pericol intervenția, integritatea, devotamentul, patriotismul, o să vă rog să le anunțați direct șefului de armă care are de la mine rugămintea de a mă anunța în următorul minut, indiferent de oră. Pentru că nu voi tolera ca undeva, într-o localitate, într-un județ, dumneavoastră care sunteți acum la această videoconferință, în birourile prefecților, oameni de carieră, responsabili, polițiști, oameni care lucrați în celelalte structuri prezente la această videoconferință, trebuie ca să fiți respectați și nicio greșeală a unui coleg implicat în procesul electoral, care va apărea, evident, ca eveniment, să arunce o pată inclusiv pe dumneavoastră. Începând cu domnii sau doamnele prefect, până la oricare inspector șef, fie că vorbim de Poliție de Frontieră, de ISU, de Poliție Județeană sau de Jandarmerie. Călăraș, domnul Iacob George și Mihăiță Constantin Peștea. Bună ziua, domnule ministru, vă spun de la Călăraș împreună cu colegii mei, membrii Comisiei Tehnice Județene. Până în acest moment au fost îndeplinite toate măsurile conform calendarului pe care l-am avut, HG-ul. Vă informez că, într-adevăr, au fost probleme, au fost emoții în rezolvarea unor probleme, dar acestea au trecut. Avem stabilit un grafic de predare a materialelor către OAT-uri, care va începe sâmbătă, începând cu ora 7:30. La Călăraș lucrăm în sistem integrat și suntem în dispozitiv pentru preluarea oricărei probleme care ar putea apare,
iar la munca depusă până acum, sperăm ca la finalul acestor alege să avem zero incidente electorale. Categoric vom ține cont și de noile dispoziții pe care le primim de la conducerea ministerului. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc, domnule prefect, și mult succes!